Jaja, Bajola, Baba! Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi, într-o zi în care vrem să vorbim despre post. Pentru ce este el făcut? Pentru trup sau pentru suflet? Când începe, vrem să aflăm dacă suceveanul ține postul în general, de ce îl ține și eventual ce obiceiuri are în această perioadă a anului. Păi acum, de luni. Când ești pe postul Crăciunului? E Sfântul Pietru, nu? Da. Parcă, nu mai treceți ce... acum. Nu știu sigur. 14 sau 15? Pe 15 decembrie. Nu, acum... Pe 15 noiembrie până pe 24 decembrie, când e ajunul Crăciun. Asta? 14 noiembrie. 7 săptămâni. Până de Crăciun, nu știu. Nu știu, dacă îmi trebuie să mi-a știe mai bine, nu știu. Păi până la Crăciun. 7 săptămâni. Păi îl postez fără carne, fără... Așa. Păi da? De Paște îl țin post. Ăsta nu. Da. Nu prea pot să postez chiar 100%, dar așa încerc. Eu nu prea pot să-l țin, sunt bolnav de diabet, regim alimentar, dar miercurile, vineri le încerc în timpul postului să le... A, depinde de fiecare, aici, după situații, după cum să vă spun, mai multe. Alții pot ține, alții nu, de fapt, normal s-ar ține tot, să nu se mănânce deloc carne, așa, și îl țin, pot ține, dacă nu, cel mai, din toate astea, miercurea și vinerea, astea două zile bani. Păi regenerează organismul ăla, că mai, păi da, mai bine. Care e vantajul postului? Postești ca să te împărtășești, nu? Așa, și în rest? Și în rest? Că te bune și frumoasă. Ajută și la sănătate. În primul rând, un avantaj, dacă îl luăm după credința ortodoxă, să luăm așa, că suntem și noi în rând cu lumea religioasă, adică ținem un post, ne pregătim pentru cele ce urmează viața de apoi, dacă e sau nu e, să rămân de văzut. Avantajele ar fi pregătirea sufletului, mai curăț de păcate, de, pentru sănătate, face mult. Pentru familie, pentru o casă. Asta ar fi cele mai... Pentru amândouă. Da? Și pentru trup, pentru suflet. Da. Pentru suflet și pentru trup. Ambele? Ambele, da. Și pentru suflet și pentru... Și ca să mai slăbesc și da, pentru suflet. Păi trebuie... Și pentru suflet, și pentru trup. Nu putem face atracții una de alta. Ar fi pentru amândouă. Și pentru trup, și pentru suflet, și că și una și alta le trebuie. Ne trebuie. Și pentru trup, și pentru suflet. Azi am întrebat suceveanul, care e treaba cu postul ăsta? De când începe, până când se termină, ei, glumesc eu, spun postul ăsta. E foarte important și pentru trup și pentru suflet. Așa cum au spus unii dintre interlocutorii noștri, este important să înțelegi legătura între cele două. Și poate să spunem sufletul este mai important. Zic eu, din punctul meu de vedere, acum depinde pentru fiecare în parte ce consideră. În orice caz, dacă este ținut așa cum trebuie, ajută și la una și la cealaltă. Atenție, postul nu înseamnă doar mâncare, ci mult, mult mai mult. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744-238830 și vă așteptăm părerile pe www.viatansuceava.ro. Cum postiți? Puteți sau nu prea? Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța.
cauți locul unde poți găsi orice ai nevoie pentru casa ta. E simplu. Saturn îți oferă tot ce îți dorești, de la filtrul pentru cafeaua din fiecare dimineață până la canapeaua de unde vezi serialul tău pe un LCD de 120 de centimetri, corpuri de iluminat, parchet și covoare. La Saturn le găsești pe toate într-un singur loc. La Saturn e altceva, e confort în casa ta. Tot ce-i nou și tot ce-i bun e doar la Saturn. Saturn Center, strada Cernăuță 113, șosea Oșchei, Scani.